Bun venit tuturor la Lumină din Cuvânt. Iată-ne și cu această ocazie la o nouă dezbatere sub titlul Botezul de care toți au nevoie. Ceea ce vom discuta în cadrul acestui subiect este despre care este botezul care ne conduce spre mântuire. Ce reprezintă învierea lui Isus privitor la destinul nostru veșnic? Textul introductiv este din 1 Petru, capitolul 3, versetul 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos. Implor membrii bisericii din fiecare oraș să se apropie cu hotărâre de Domnul pentru botezul Duhului Sfânt. Ce a afirmat Petru în scrieri și în predicare în ceea ce privește singura cale posibilă de mântuire? Singura cale de mântuire este prin Hristos, nu este prin fapte, nu este prin alte mijloace, prin penitențe, nu este prin oameni, prin încrederea în alți oameni. Noi putem să ne ajutăm, putem mișloci, dar Domnul vine și spune în două locuri în Vechiul Testament, chiar dacă ar fi în mijlocul ei Moise, Samuel, Daniel, Noie sau Iovă, toți cei care au mijlocit pentru familie, pentru popor, ce nu îi voi asculta. Deci fiecare trebuie să vină într-un mod personal și să apeleze la Hristos. Și în Noul Testament, unii creștini s-au mai împărțit. Eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Apollo, al lui Pavel, eu știu, al lui Timotei sau alții. Dar, deci nu putem să ne legăm de oameni, pentru că nu este salvare la oameni și nici la pastor, nici la preoți, nici la alte persoane care pot avea la un moment dat o conduită bună, o purtare deosebită, dar nu pot fi salvatorii noștri. E drept că bărbatul în familie trebuie să fie mântuitorul familiei, să facă tot posibilul pentru mântuirea familiei, dar nu mai conducând pe restul familiei la Hristos, deci nu la El. Deci doar prin Hristos este singurul nume dat oamenilor în care trebuie ca oamenii să fie mântuiți. Petru vorbește despre botez ca ne fiind o curățare de întinăciunile trupești, adică de niște păcate, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Există vreun suport în Sfânta Scriptură că botezul este o eliberare, o ștergere, o curățare a păcatului, a primului păcat care a pătat omenirea? Nu. Și în niciun candidat pentru botez nu poate spune astăzi încă mai să săvășesc ce mai știu eu că trebuie să săvășesc că mâine mă voi boteza și după aceea nu mai am voie tu în momentul când ai cunoștință de păcat și săvârșești păcatul ești vinovată nu doar că ai fost botezată sau nu ai fost botezată. Botezul este doar momentul când tu declar că vrei să fii un urmaș al Domnului Isus. Nu este o curățire. Și botezul în apă curgătoare nu înseamnă că omul vechi s-a dus cu păcatele lui pentru că curge și merge la vale, deci omul cel vechi. Nu, deci înnoirea vieții este cea care lasă ca omul cel vechi să rămână în urmă. Deci nu botezul curăță, ci Domnul Hristos curățește prin sângele lui, prin jertfa lui. În lumea creștină de astăzi există mulți mijlocitori care uh, presupune că conduc sufletul sau ființa umană cât timp este în viață, îl conduc la Dumnezeu. Dar uh, ceea ce ne spune uh, în faptele apostolilor este faptul căci nu este niciun... Sub cer, niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Singurul nume, singurul om care a venit în lume și prin care putem să fim mântuiți este Domnul Iisus Hristos, care a adus jertfa supremă pentru mântuirea neamului omenesc. Ce putem face noi, ca și izraeliții, când treceau prin pustie și au fost mușcați de, șarp, de șerpie? trebuiau să îndrepte privirile celor mușcați spre șarpele ridicat și noi trebuie să îndreptăm privirile păcătoșilor spre Mântuitorul care a plătit prețul. De ce nu a putut Dumnezeu în mila sa să ierte și să-i mântuiască pur și simplu pe păcătoși fără a-și sacrifica fiul? Domnul Dumnezeu, în dragostea lui, dacă l-ar fi salvat pe păcătos și acesta să nu plătească pentru păcat, el n-ar fi învățat în țara unde locuiește neprihănirea, dreptatea și neprihănirea. Și el s-ar fi dat la rele mai departe acolo. Deci, omul, ceea ce face zi de zi, va face și mâine și poimâine, și în viitorul mai apropiat sau îndepărtată. Și un suflet. Bunătatea lui Dumnezeu, prin absurd, dacă ar fi mântuită, dar nu s-a deprins cu neprihănirea, el nu s-ar simți bine în atmosfera cerului. Atmosfera cerului pentru el ar fi o tortură, ar fi un loc neplăcută. Și chiar el ar declara, Doamne, nu mă simt bine aici, deci îți cunește-mă. Că astăzi noi trebuie să găsim plăcere pentru curțile Domnului. Un om care uh, practică păcatul, care iubește păcatul, nu iubește biserica unde Domnul vine și mustră păcatul și unde este atmosferă de laudă, de mulțumire, de încântare. Și nu se va simți bine. El, e undeva un cuvânt aici, -a, nu s-a calificat, s-a descalificat ca să fie un ocupant al Pământului nouă. Și... În final, chiar vrăjmașul și toți cei neregiți vor declara drepte și adevărate sunt judecățile tale. Deci Domnul ceea ce face, chiar nimicirea celor răi, o face din dragoste. Și dacă uh, nu ar fi sacrificat pe Fiul Lui, uh, deci oamenii n-ar fi uh, învățat lecția dreptății. Domnul nu poate să-și apere tronul Lui care este bazat pe dreptate. Prin, prin toleranța față de păcat. Păcatul a trebuit plătită și nimeni nu putea plăti uh, păcatul decât uh, autorul legii și l-a plătit Domnul Isus. Și Nenorocirea nu va veni de două ori în univers. Cei care nu vor învăța supunerea aici, care nu vor trăi fără prihan aici, nu vor putea ajunge acolo. Cel care ajunge la izbândă fără sacrificii, nu învață umilința. Și niciun om mândru nu va ajunge mântuită pentru că mândria a făcut să apară răul și nu se va mai repeta uh, nelegirea în Universul lui Dumnezeu. De aceea, noi aici trebuie să învățăm blândețea, supunerea, umilința, bucuria slujirii față de Dumnezeu într-o viață de neprihănire, în pace și fără vină. Că în felul acesta trebuie să fim găsiți la venirea Domnului, fără prihană, fără vină și în pace, cu o viață sfințită. Pavel atrage atenția credincioșilor din Colosenie despre faptul că Dumnezeu a făcut pace cu omenirea, cu întreaga lume, prin acest sânge al jertfei Mântuitorului. Și ne este amintit în Sfânta Scriptură gândul acesta că. Fără vărsare de sânge, nu este iertare. La fel de mult Dumnezeu a iubit făptura lui creată, omul, cât a iubit și pe Fiul lui. Dar nu se putea produce această perpetuare a dragostei lui față de ființa umană din momentul în care a păcătuit dacă nu se aducea un sacrificiu în. în dreptul ei pentru a putea fi răscumpărată. Domnul Dumnezeu, descoperim în Sfânta Scriptură că are un caracter veșnic, un caracter neschimbător. Dacă legea sau caracterul lui ar fi putut fi schimbabil, ar fi putut fi modificat, atunci, într-adevăr, jertfa Domnului Isus nu putea să fie înlocuită sau chiar anulată. Dumnezeu putea să ierte și fără această jertfă, dar ceea ce avem noi de înțeles este faptul că Dumnezeu are un caracter neschimbabil, un caracter veșnic și orice compromis nu este în acord cu caracterul lui Dumnezeu. Bine, spunea un om al scripturii, păcatul nu poate fi iertat, el trebuie doar plătit. Și singurul care l-a plătit este Domnul Isus, și numai prin el putem fi iertați, pentru că l-a plătit. Păcătosul este cel care este iertat, însă păcatul lui da. trebuie plătit. Da. Cu toate că suntem salvați prin moartea lui Hristos, în ce sens suntem asemenea salvați prin învierea lui? Credincioșii, uh, mare parte din ei în zilele noastre, pun această... Uh... Greutate, această valoare, această importanță morții uh, Domnului Isus. Dar uh, în Noul Testament găsim faptul că prin împărtășirea din sângele și din uh, trupul Domnului, vestim uh, moartea și învierea Domnului Isus. Noi credem într-un Isus înviat, nu într-un Isus care a rămas în mormântul lui Iosif pentru că nu a rămas acolo. El este viu și are o lucrare deosebită care o face în favoarea noastră. Începând chiar de la Domnul Isus, apoi și Apostolii, nu vorbesc niciodată despre moarte fără să amintească și de înviere. Și Domnul Isus spunea: stricați templul acesta și după trei zile îl voi ridica. Sau el spunea: Deci voi fi. Dus la Ierusalim sau vei merge la Ierusalim și mă vor omorâ, dar a treia zi voi învia. Apoi s-au amintit bine versetele din Corinten, da? deci să facem cu acesta în amintirea morții, dar și al revenirii Domnului Isus care, deci, a înviat și îl așteptăm să vină. În niciun caz, învierea nu ne ajută sărbând ziua învierii ca zi de odihnă. Că aici vine marea creștinătate și face greșeala, marea greșeală, că ei spun că apreciind învierea Domnului Isus și sărbând ziua învierii, deci apreciază lucrarea pe care o făcut-o Domnul prin înviere pentru răscumpărarea noastră. Deci nu în ideea aceasta de ce ne ajută învierea Domnului Isus. Învierea Domnului Isus ne ajută pentru că El este viu că continuă să mișlocească pentru noi. Și prin învierea Lui, El ne ajută să înviem și noi din starea de păcată și să ne formăm caractere după asemănarea Lui. Și fiecare va învia la rândul cetelui. Lui. Este scris în volumul 1, pagina 100. Mi-aduc aminte chiar de zeci de ani e fragmentul acesta. Cu cât ne apropiem mai mult de sfârșit, se vor da pe față caracterele și fiecare se va atașa la grupa de care aparține în funcție de caracterul lui. Degeaba zicem noi că. Eu știu, vedem acolo o grupă mai bună, sunt mai credincioși, mai sfinți, mai nu știu cum, că ne vom atașa acolo unde ni se potrivește caracterul nostru. Și suntem la o lecție despre boteză. Știu un prieten care s-a botezat în o biserică asemănătoare cu a noastră. Și la botez, pastorul la cercetare l-a întrebat ce părere are despre biserica cealaltă din care provenea părinții lui și era vorba despre mișcarea de reformă. Zice, sunt cu un pas mai sus. Ce, și tu ce cauți aici? Ce, acesta este nivelul meu. Deci fiecare se va atașa acolo unde este măsura lui de credință. Și dacă vrem să înviem, da, va veni Uh, nu. Avem aici, la întâia înviere, deci noi trebuie să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne învie din starea de moarte, ca să avem parte de prima înviere. Că cei care nu vor fi născuți uh, din greșelile lor, nu vor fi salvați din greșelile lor, nu vor avea parte de prima înviere, ci vor avea parte de a doua înviere. Moartea și învierea Domnului Isus este o preînchipuire, o reflectare exactă a botezului biblic. Noi suntem prin botez, prin scufundare, practic ne asemuim cu îngroparea Domnului Isus, cu moartea lui în calitate de păcătos, dar prin ieșirea din apa botezului, noi ne ridicăm la o nouă viață, adică facem un legământ cu Dumnezeu, că dorim o viață nouă, prin învierea Domnului Isus. Botezul biblic nu este o reflectare a. Um, Păcatului strămoșesc, o spălare a unor păcate anterioare sau chiar a primului păcat săvârșit de omenire, ci exact acest lucru, o moarte și o înviere la o viață nouă, la un mod de a trăi nobil, asemenea Domnului Isus. Ce explică Petru cu privire la cine a adus, de fapt, la îndeplinire porunca Tatălui și l-a înviat pe Isus? Cine l-a înviat pe Isus? Domnul Isus declara că am puterea să-mi dau viața și să o iau înapoi. Și totuși n-a făcut lucrul acesta. A fost trimis din ceruri un înger care a îndepărtat piatra de la mormântă și acesta a rostit, dar cumva, deci că nu el îngerul, ci tatăl tău te cheamă. Și atunci Domnul Isus a ridicat din mormânt, a părăsit mormântul. Deci, cel care a făcut învierea a fost Dumnezeu Tatăl. Și la vocea lui, Tatălă, Domnul Isus a ieșit din mormântă. Și aceeași putere este cea care ne poate salva pe noi din păcate. Deci nu este altă putere care să dea piatra aceasta, că noi suntem ascunși sub forme re, sub pietre, sub piatra aceasta pe care e prea grea să o putem da noi la o parte. Și doar Duhul Lui Dumnezeu este Cel care ne poate ajuta și ne poate învia. Că Duhul care l-a înviat pe Domnul este Duhul care ne poate învia și pe noi. Cine va învia toți sfinții în nemurire la revenirea lui Hristos, și doar cu ce condiție va fi posibil acest lucru? Duhul Domnului îi va învia pe cei care au trăit călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Că ei, dacă au intrat în mormântă, sau o odihnit acolo. Și atunci când se va arăta Domnul, Duhul Domnului îi va aduce la viață. Ne este amintit aici despre trupuri muritoare. Deci avem trupuri muritoare și avem trupuri moarte. Deci după ce trupul moare, nu mai poate face nimic Duhului Dumnezeu. Dar în timp ce noi suntem în viață, în trupul acestea muritoare, deci Domnul poate să aducă la viață uh, la ascultare, la supunere față de călăuzirea lui. Și atunci când se va arăta el, vom învia și noi. Că dacă nu, deci nu se pot întâlni cele două entități, că nu au locuit împreună. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, când se va arăta el, atunci vom fi înviați la prima înviere. Cei care n-au Duhul lui Dumnezeu vor fi înviați, tot de Duhul lui Dumnezeu, dar la a doua înviere. Și nu pentru viață, ci pentru moarte că noi acum, deci depinde cum murim, nu depinde atât de mult timpul petrecut în mormânt, că va fi ca o clipă și este doar un somn, un timp de tăcere, de întuneric, de odihnă acolo. Și Domnul dorește să aducă la viață și persoane, dar să aducă la viață și biserica. În truna din biserici îi spune, întărește ce este pe moarte. Deci să uh, învie și să uh, vină Duhul de viață în valea oaselor din Ezeciel 37 și să fie viață. Fără Duhul Dumnezeu, suntem o biserică plină de oase, o vale de oase. Suntem niște oase, uh, uh, niște schelete, fără viață. Deci doar Duhul Dumnezeu este Cel care dă viață. Dătătorul de viață va chema la viață posesiunea sa răscumpărată la prima înviere prin puterea Mântuitorului care a locuit în ei în timpul vieții și pentru că au fost părtași de natură divină. Ei sunt sculați dintre cei morți. Acum, cât suntem în viață, noi ne desemnăm viitorul nostru veșnic. Dacă Hristos locuiește în noi, chiar dacă vom muri, El ne va chema la viață pentru că a trăit în interiorul nostru. Dar dacă avem o viață fără prezența Domnului Isus, atunci el nu are ce să uh, cheme la viață pentru că nu îi aparține. Da, și atunci vine la rândul altei cete care nu îi aparține. Avem un, un verset foarte controversat din 1 Petru capitolul 3, versetul 18 mai departe. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat de către Duhul, prin care s-a dus să propovăduiască duhurilor în închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, odată când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu aștepta, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost prin, scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume opt. La ce se referă mai exact acest, acest verset? A fost Domnul Iisus plecat pe undeva atunci când de fapt era în mormântul lui Iosif? A fost el să facă mijlocile, să îmbuneze pe cineva, să salveze cu forța? Unde? La ce se referă acest verset? Dacă luăm și cuvintele Domnului Iisus rostite pe cruce și vom înțelege corect acel verset, îl vom înțelege destul de simplu și acest verset. Astăzi spun vei fi cu mine în rai. Deci Domnul Isus nu l-a luat pe tâlhar în ziua aceea în rai. Nici Domnul Isus n-a mers în ziua aceea în rai, că s-a dus în mormânt și s-a odihnit. Și dacă punem punct sau virgulă unde trebuie, deci nu vom înțelege greșită. Domnul Isus a fost omorât în trup și a înviat în duh. Și aici putem să ne oprim. Deci este relatarea unei acțiuni, unei uh, activități care se întâmplă la moartea, la uh, învirea Domnului Isus. Și acum vine și explică. Cum a înviat în Duh? În același Duh care este de la început. Că în al doilea verset al Bibliei citim că Duhul Lui Dumnezeu se plimba pe deasupra apelor, când pământul era pustiu și gol. Și Duhul Lui Dumnezeu este de la început. Și prin acest Duh, Domnul a mijlocit și pe timpul lui Noie. S-a folosit și de elementul uman și prin Noie, Duhul Lui Dumnezeu a îndemnat omenirea să vină la ascultare de Dumnezeu, să primească invitația, să-și scape viața și să intre în corabie. Deci în niciun caz că să înțelegem că în același timp când trupul lui era în mormânt a Domnului Isus, Duhul Domnului Isus călătorea în altă parte. Deci ar fi o încuvințare a spiritismului, ceea ce Biblia nicăieri nu face lucrul acesta, ca să pomenească despre o existență dincolo de mormântă a Duhului fără trupă. E drept că mi-amintesc un episod când Gehazi s-a dus să ceară niște daruri și l-a întrebat Elisei unde e fost ce nu a fost nicăieri robul tău ce dar n-a fost Duhul meu cu tine dar da, Elisei era atunci într-un trup muritor nu era într-un trup mort dacă era într-un trup mort nu mai putea merge Duhului Elisei împreună cu duhul lui Gehazi, dar era într-un trup muritor, dar viu. Deci nu poate fi o existență a duhului fără un trup. Uh, uh, și deci nu putem avea uh, suport pentru spiritism. Am uh, văzut că mormonii explică că în timpul acela Domnul Isus ar fi mers în America. Deci nu, deci pot fi speculații, dar eu cred că așa trebuie să înțelegem. A, fost omorât în trup și am înviat în Duh. Putem pune punct aici și apoi în ce Duh? În același Duh care a lucrat chiar de la întemeria lumii pentru salvarea celor păcătoși, prin care a avertizat lumea în atâtea ocazii și este amintită uh, perioada lui uh, Noie. Și astăzi, el, prin Duhul lui, avertizează omenirea la același lucru, să se împace cu Dumnezeu, să se întoarcă la supunere, la ascultare, ca să poată fi salvat, să poată fi mântuiți. Practic, este o descriere a activității lui de-a lungul uh, timpului, chiar înainte de a fi aici pe pământ, adică uh, Duhul lui Isus care uh, a mers să propovăduiască duhurilor în închisoare, adică uh, să învețe de-a lungul timpurilor uh, pe sufletele care au fost robite de păcat. Da, deci închisoare. Deci noi suntem într-o închisoare a păcatului. Chiar uh, am citit o carte cum să te salvezi din temnița ta emoțională. Noi suntem într-o temniță emoțională și doar Duhul Domnului ne poate salva de noi înșine și din temnița păcatului. Și uh, doar El ne poate da slobozenia, ne poate da lumina, să ne scoată uh, din întuneric și să ne deschidă ochii și să împlinească toate... Uh, Lucrurile acestea făgăduințele din Isaia. Și Domnul Isus, când a venit și a citit în cartea din sulul cărții din Isaia, când era în sinagoga din Nazaret, a mintit despre misiunea lui și l-a dus la îndeplinire. Și prin el, orbi au văzut, dar nu doar cei care s-au născut orbi așa, de ce? Și cei care credeau că văd și erau orbi, că ochii inimilor erau în întuneric. Deci în felul acesta a eliberat Domnul din întuneric, din temniță, din necunoștință și din slujirea păcatului. După înălțarea sa, pe cine a trimis Hristos pentru a-i împuternici pe apostoli să continue lucrarea evanghelică? Domnul a făcut o făgăduință chiar de la înălțare că nu vă voi lăsa orfanii și voi trimite un alt mângâitor. Și acesta este Duhul Adevărului. Deci nu poate fi ceva care să învețe diferit de învățătura Domnului Isus și chiar așa o spune în Evanghelia după Ioan, el nu va învăța nimic de la sine, ci uh, vă va aduce aminte lucrurile pe care vi le-am spus eu. Și Duhul Sfânt este un reprezentant uh, al lui Hristos. Domnul Hristos, dacă rămânea între ucenici, nu putea fi în același timp în trupul lui uman. Era împiedicat să fie omniprezentă. Dar prin Duhul lui, el poate fi omniprezent, poate fi în, a, în toate locurile în același timp și să vină în ajutorul uh, tuturor celor care îl cheamă. Deci a fost mai pentru binele nostru și este mai aproape de noi uh, acum că este prin Duhul lui decât dacă ar fi uh, în trupul lui. Că dacă ar fi în trupul Lui, ar fi doar în anumite locuri și unii ar fi beneficiari. Dar așa, cu toții putem fi în prezența Lui, prin Duhul Lui. Duhul Sfânt este reprezentantul Lui Hristos, dar fără trup omenesc și, deci, independent de acesta, este mai mult decât puterea de acțiune a Lui Dumnezeu. Este o personalitate prin care Domnul Dumnezeu lucrează cu noi. Ce promisiune a lui Dumnezeu urmează să fie împlinită din nou, în timpul sfârșitului, într-o măsură mai mare decât a fost în timpul Apostolilor? Da, se spunea bine la început că avem nevoie de un botez și avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt și Domnul promite că va turna această binecuvântare Duhul Lui peste orice făptură și peste tine și peste bătrânia și peste rob și peste roabe și cu ce scop a fost turnat Duhul Sfânt și peste prima biserică și uh, cum se va întâmpla și pentru ultima biserică, cu scopul de a aduce la îndeplinire lucrarea lui Dumnezeu, de a aduce Evanghelia. Deci niciun caz pentru mărirea personală, deci pentru slavă personală, deci nu cu scopul acesta, ci pentru slava Lui Dumnezeu și toți cei care au pe inimă lucrarea Lui Dumnezeu vor fi însuflețiți. Domnul a luat de la toate ocupațiile, a luat de la pescarie, a luat de la vamă, va lua de la plug, va lua de la catedră, va lua din altă parte, de la biroul de cuiva, deși îi va folosi pentru încheierea lucrării. Și o spun de multe ori, zilele cele mai frumoase ale bisericii sunt încă în viitoare. Domnul va împlini, nu într-o măsură egală, chiar mai abundentă făgăduința aceasta, voi turna din nou Duhul meu, mai mult decât a fost peste apostoli. Dar, în același timp, așa cum s-a întâmplat peste apostoli, au stârnit o mare împotrivire, când va veni ploaia, târzie și revărsarea Duhului Sfânt, va fi o măreție a lucrării lui Dumnezeu, dar va stăni împotrivire și va fi și prigoană, va fi și persecuție. Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai slabă a puterii lui Dumnezeu decât a marcat-o începutul ei. Atât ploaia târzie care urmează să... Uh, fie sau ea a început de mult să fie revărsată, dar când va uh, ajunge la apogeul ei și mă refer la reversarea uh, Duhului Sfânt, la fel ca în vremea apostolilor, uh, are rolul de a coace sămânța semănată, a pregăti poporul pentru marea criză care urmează și de asemenea de a uh, aduce ultima avertizare lumii ca pământul întreg să fie umplut de cunoștința lui Dumnezeu. Și oamenii, cei care cer, care se roagă pentru lucrul acesta, trebuie să fie pregătiți să încalțe cismele, să renunțe la pantof, la sandale, adică trebuie să fim dispuși să renunțăm la confort, la comoditate. Lucrarea Duhului Sfânt cere implicare, cere sacrificii, cere să pui interesul semenului a omului nesalvat pe primul loc de ce cere le uh, lepădare de sine. Explicați botezul complet care e necesar pentru mântuire. Nu este suficient botezul cu apă, că în dreptul multor a zice, a, s-a botezat și respectiv, zice, a făcut și el o baie. Bun, deci este important uh, actul botezului, nu vrem să-l facem fără importanță, dar rămas singur, deci este doar un început și învățăm la momentul potrivit să lăsăm lucrurile începătoare și să mergem spre cele desăvârșite. Noi trebuie să înaintăm. Chiar Ioan Botezătorul spunea, eu botez cu apă, dar după mine vine unul care vă va boteza cu Duhul Sfânt, că despre asta învățăm. Dar el mai amintește acolo ceva și cu focă. Și Botezul complet este botezul cu apă, cu Duhul Sfânt și cu focă. De ce și cu focă? Și nu vom fi pregătiți să suportăm botezul cu foc dacă nu vom fi pregătiți să primim botezul cu Duhul Sfânt. Și Domnul Isus, când o mamă a venit să ceară un loc la dreapta și la stânga, a pus întrebarea, ce nu știți ce cereți? Puteți să primiți botezul cu care vom fi, voi fi botezat eu? Domnul Iisus trecuse pe la Iordan și totuși încă îi mai stăteau un boteză. Botezul Ghețimanului și Golgotei. Ce veți putea voi? Ce da, dar nu acum, mai târziu. Deci Domnul va da botezul cu Duhul Sfânt și va întări pe oameni, pe credincioși, va întări biserica să treacă și prin timpul de strâmtorare. Că lucrarea sub acțiunea Duhului Sfânt va stârni împotrivirea. Și noi trebuie să fim vindecați de indiferență, de răceală, din cauza că s-au mulțit nelegiurile, dragostea celor mai mulți se va răci. Și căldura a înghețată. Spunea cineva bine să pierne iarna sufletului meu și o spun de multe ori, mai ales în sezon de primăvară, trebuie să bată vânt de primăvară și să dezghețe. Și unde să dezghețe în primul rând? În inimile noastre, sentimentele noastre, deci să nu mai fie înstrăinate, să nu mai fie împietrite și înghețate față de în relațiile noastre și în familie și în biserică și între vecini chiar și peste tot și o poezie spune ceva ce supărarea în fiii păcii este ca ploaia cea de vară. Vine rar și trece iute și pe urmă e soare iară. Dar ce supărarea în fiii urii e ca ploaia toamnei reci. Când începe până în gheață, nu mai trece. Deci ce traduc eu aici? Deci nu trebuie să avem supărare, să țină supărarea și, și să înghețe relațiile noastre. Deci trebuie să avem o atmosferă care să biruie uh, frigul, înghețul și acest lucru poate să o facă doar Duhul Lui Dumnezeu, să ne întoarcă la dragostea din tâi. Și numai atunci vom fi potriviți pentru botezul cu Duhul Sfânt și apoi pentru botezul complet și cu foc. Sunt mulți aceia care nu dau dovadă hotărâtă că sunt credincioși legământului lor făcut la botez. Zelul lor e răcit prin formalism, ambiție, lumească, mândrie și iubire de sine. De ce mulți creștini au dificultăți în a împlini jurămintele făcute la botezul lor în apă? De ce? Pentru că ei au rămas mereu la lucrurile din tâi, au rămas mereu începători și ei au devenit doar membri în biserică, n-au devenit ucenici și n-au ajuns și la statutul de apostol, de ambasador pentru Domnul. Noi trebuie să avem acea repocăință care nu mai are nevoie de pocăință și cu sau fără rebotezare, că este pe aici, pe acolo și discuție, dar cu toții avem nevoie de reconvertire și de botezul cu Duhul Sfânt, că numai așa vom putea lua parte la lucrarea lui Dumnezeu, că lucrul acesta se va face doar prin Duhul Domnului, nu prin putere, nu prin înțelepciune, nu prin Duhul Omului. Și atunci, dacă vrem să fim parte activă în lucrarea, al Dumnezeu, trebuie să fim pregătiți și să lăsăm pe Domnul să lucreze prin Duhul Lui asupra noastră. Că dacă nu vom lucra în această măreață lucrare, deci nu vom avea parte cu Domnul când se va arăta și când Duhul Lui va aduce la viață pe cei care au trecut și prin mormântă. Deci Duhul Domnului trebuie să ne călăuzească, să ne... Și cum va da Duhul Domnului? îl va da Duhul Sfânt ca să ne folosească El pe noi. Nu noi să-L folosim pe Duhul Sfânt. Deci nu este un mijloc prin care noi să-L folosim. Că dacă Duhul Domnului venea peste ucenici când ei nu erau pregătiți, ei ar fi adus nimicirea oamenilor, nu salvarea lor. Că la un moment dat când samaritenii n-au vrut să-L primească pe Domnul Isus ucenicii au zis să se roage să coboare foc din ceră. Deci Duhul Domnului poate veni doar peste un popor, peste o biserică pregătită, care va fi folosită de Duhul Sfânt și nu va folosi ea Duhul Sfânt. Doar cine poate curăța conștiința noastră pentru a face ca jurămintele noastre de botez să fie un răspuns al unei conștiințe bune față de Dumnezeu? Doar Duhul Sfânt ne poate curăți cugetul nostru, o conștiință moartă, murdară și să o facă Curată. Duhul este cel care va convinge uh, de păcată și care ne va da puterea să ne întristăm pentru păcat și să părăsim păcatul. Și doar Duhul Sfânt ne îndeamnă la pocăință și este lucrarea Duhului Sfânt întoarcerea noastră în pocăință față de Mântuitorul nostru. Deci noi n-am putea face niciun pas din propria noastră inițiativă fără lucrarea Duhului Sfânt. Deci în întregime, lucrarea salvării noastre este a Duhului Sfânt. Unde este partea noastră? Ca noi să acceptăm, să nu ne împotrivim lucrării Duhului Sfânt. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci Domnul a face apeluri peste apeluri, ne îndeamnă. Totul este să nu ne împotrivim și atunci uh, El ne va trage prin acele funii de dragoste acolo unde trebuie, unde poate să lucreze noi uh, sfințirea, neprihănirea. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși, jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți uh, Dumnezeului uh, celui viu. Am mai discutat uh, într-o prezentare anterioară despre aceste uh, fapte moarte care se găsesc în mintea noastră, în cugetul nostru. Cum este posibil o faptă uh, ia ființă în exteriorul nostru, în urma la ceea ce gândim și uh, la modul cum acționăm. Dar uh, cuvântul lui Dumnezeu în evrei ne atrage atenția că prin jertfa Domnului Isus, chiar și acestea pot fi curăța, curățate. Vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Da, și de intențiile noastre care nu s-au materializat în fapte, dar și faptele acelea care n-au lucrat în neprihănirea, deci și acelea poate, tot. La rubrica aceasta le-am trece fapte moarte, care n-au lucrat pentru viață, n-au lucrat pentru zi direct, ci și pentru. Dărâmare. Tot Pavel spune tot în truna din scrierile lui faptul că este necesar ca orice gând să îl aducem în supunere față de voința lui Dumnezeu. Sunt periculoase gândurile astea. Spune că Dumnezeu se uită la motivațiile noastre și el judecă inclusiv gândurile noastre. Pentru că el știe că dacă s-ar fi găsit un moment oportun în care noi să le transformăm în fapte, noi am fi făcut-o. Și de aceea aceste gânduri sunt ca și când ar fi fapte da. în mintea da. noastră care Dumnezeu ne arată faptul că El le poate curăți tot prin jertfa Domnului Isus. Dar nu trece peste voința noastră. Noi trebuie să fim cei care să cerem acest lucru, o minte curată pentru a putea avea și o viață curată. Da, deci în alt limbaj, eu știu, s-a conceput, dar s-a născut mort și nu mai este trecut în evidență undeva unde ne îndreaptă din nou atenția Petru pentru a ne conduce la mântuire? Este lucrul cel mai important că avem un mijlocitor care stă la dreapta lui Dumnezeu și lucrează pentru noi. Și dacă toate sunt supuse, el vrea să ne ajute ca și noi să putem avea puterea să supunem toate lucrurile. Deci și păcatul să nu mai stăpânească asupra noastră, să putem uh, să fim biruitori și uh, lucrarea aceasta, iubirea aceasta este atât de mare încât uh, nu putem cuprinde. E un depozit uh, inepuizabil, un ocean de iubire și avem o cântare în care ni se spune cu apa mării dacă am scrie tot n-ar seca și tot n-am isprăvit să scriem cât de mare este iubirea Lui Dumnezeu. Deci noi nu putem face nimic de la noi. Deci nimic fără Dumnezeu era o deviză odinioară, nihil sine de. Și noi nu putem face nimic bun fără Dumnezeu. Doar dreptatea Lui, doar lucrarea Lui ne poate da ispășirea. Și spuneam că noi doar trebuie să acceptăm invitația de a ajunge acolo la Golgota și de a accepta ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Și Ieremia vine și spune, îl vor numi într-un fel, Domnul neprihănirea noastră, Domnul dreptatea noastră. Deci atunci când venim, noi implorăm dreptatea și neprihănirea Domnului și Tatăl Ceresc ne va accepta, nu privim la noi, la faptele noastre bune, că nu faptele moarte, faptele noastre cele mai bune nu ne pot recomanda că sunt mânjite înaintea lui Dumnezeu. Și atunci Tatăl Ceresc va privi la noi prin dreptatea și neprihănirea Domnului Isus, că El este Domnul, neprihănirea, dreptatea noastră. Dar noi trebuie să prețuim să venim și uh, astăzi, cât este încă timp de har, cât încă Domnul Isus mișlocește în sanctuarul din ceruri, Domnul ne poate da haină dreptății Lui și să fim găsiți, pregătiți pentru a intra la nunta mielului. Hristos poate să mântuiască pe deplin pentru că trăiește totdeauna pentru a mijloci pentru noi. Tot ce poate face omul spre propria sa mântuire este să accepte invitația. Nu poate fi comis de om niciun păcat pentru care să nu fi fost făcută plata pe Golgota. Astfel, crucea în apeluri serioase oferă în mod continuu păcătosului o ispășire temeinică. Este mai greu să pierzi împărăția lui Dumnezeu decât să o câștigi. Totul a fost făcut pentru noi doar să cerem iertare în meritul jertfei Mântuitorului și această iertare ne este promisă, noi putem fi salvați. Ca să fii pierdut, trebuie să treci peste Mântuitorul plin de iubire, că el zbarează drumul spre pieire, cum e abărat și drumul lui Balam. Dar dacă noi ne încăpățânăm, ne va lăsa. Care este o dovadă a lucrării Duhului Sfânt în mine? Dacă am părere de rău pentru păcat, dacă îl acceptă pe Domnul Isus și jerfa lui, spăștirea lui, atunci nu o fac de la mine, ci este dovada că Duhul Sfânt încă lucrează pentru mine, că Duhul Domnului este viu, este activ, este lucrător în noi, că Domnul a pus Duhului în toate... În în mințile tuturor oamenilor a pus gândul veșniciei, gândul acesta de a asculta de Dumnezeu, dar omul îl înădușe. Și undeva îmi place în amos când vorbește că noi am înădușit mila, am înădușit lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Deci acolo este vina noastră. Dar dacă nu o facem, el va face să rodească roadele Duhului, care este bucuria, pacea, credincioșia, înfrânarea și, deci, purtarea aceea. Fără vină, fără Prihana și o viață sfințită. Aceasta este dovada lucrării Duhului Sfânt. Cum pot experimenta botezul Duhului Sfânt în măsură de plină? Printr-o supunere și nu supunere ocazională, când vom asculta de Domnul și vom accepta călăuzirea Lui în orice pasă, că cei care sunt sub călăuzirea Lui. Dumnezeu sunt fiul lui Dumnezeu. Cei care nu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, deci nu sunt fiul lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să ne supunem și să aducem la întâlnire faptele Duhului. Ce ne face prea des să pierdem din vedere pe Isus și astfel să pierdem credința? Propriul nostru standard, cred că, sau propria noastră neprihănire ne împiedică să apreciem neprihănirea Domnului Isus, dar noi nu avem o neprihănire a noastră și dacă pe pământ au fost unii care au ajuns la o neprihănire a lor, au fost farisei și cărturarii și Domnul Isus ne spune dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe a lor cu niciun chip. Deci există o singură neprihănire, neprihănirea Domnului. Deci neprihănirea noastră este o piedică de a obține neprihănirea Domnului Isus. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste gânduri care ni le-ați transmis din cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Aș dori să vă reamintesc un moment din istoria Domnului Isus pe acest pământ, un moment în care într-o noapte, poate destul de târzie, unul din învățătorii legii vine la Domnul Isus să îi pună câteva întrebări și de rușine, ca să nu știe colegii lui de lucru ce mai face el și cât de interesat este despre viața veșnică și despre acest nou învățător care a apărut printre ei, a venit noaptea la domnul Isus, să-l întrebe câteva lucruri despre împărăția cea veșnică. Și răspunsul Domnului Isus a fost acesta. Adevărat, adevărat, îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Isus i-a răspuns. Adevărat, adevărat, îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Înțelegem de aici că. Cheia pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu este o naștere din nou, un botez din apă și din Duh. Pe lângă botezul în apă, botezul fizic pe care orice credincios îl face, este necesar acest botez al Duhului Sfânt, care, practic, ce este? Prim botez este, reprezintă o pocăință din partea noastră, o părere de rău față de păcatele pe care noi le-am săvârșit până să facem acest legământ cu Dumnezeu și promisiunea că ne străduim și cerem ajutor de la Dumnezeu să ducem o viață mai bună. Născut din nou înseamnă să ai gânduri noi, să ai intenții noi, dar nu altele rele față de cele pe care le-ai avut, ci niște idei, niște gânduri, niște, uh, niște puncte de vedere, o viață uh, nou trăită, o viață ziditoare, o viață construită, care să uh, constructivă, care să te apropie de Dumnezeu, să-l cunoști mai mult și caracterul lui Dumnezeu să fie uh, tot mai uh, deplin imprimat în viața ta. Atunci când te întâlnești cu oamenii, uh, oamenii să recunoască în tine că, într-adevăr, ai umblat și ai învățat de la Domnul Isus. El să ne ajute pe fiecare în parte dintre noi și să putem să fim un exemplu în această lume.